Credința populației românești, majoritare în cele două state situate în dreapta și stânga Prutului, România și Republica Moldova, ținând cont de aspirațiile istorice ale tuturor românilor de a fi într-o singură țară și de a fi cetățeni a acelui stat, luând în considerare declarația de Uniunea Basarabiei cu România, votată de Sfântul Țării de la Chișinău din 27 martie 1918, și legea de ratificare a Unirii, adoptată de Parlamentul României la București în 29 decembrie 1919, în conformitate cu declarația Parlamentului României din 24 iunie 1991 privind condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov, înțelegerea celor două puteri totalitare, URSS și Germania, prin care României a fost răpit prin amenințările cu războiul actualul teritoriu al Republicii Moldova, în temeiul actului final de la Helsinki din 13 august 1975, care, la capitolul 8, stipulează că toate